Mulțumesc, bună ziua, domnul primar. Am fost invitat în ședință ordinară de astăzi, 24.11, ora 10, cu următorul proiect de ordine de zi. Dau cuvântul domnul primar să prezinte întâi ordinea de zi și după aceea să am procese verbale de supus la vot. Da, știți că pe ordinea de zi ați convocat astăzi cu 3-4 puncte cu tot cu diverse pe ordinea de zi, venim suplimentat cu un punct, da? Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Parinci, Județul Bacău. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de exercițiu bugetară la data de 30 septembrie 2022. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziție de echipamente în Comuna Parinci, Județul Bacău. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, MMSS, și Unitatea Administrativă Teritorială a Comunei Parinci, având ca obiectiv asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Parincea și în cadrul proiectului UHUB de servicii MMSS-SI, MMSS. Punctul numărul 5, diverse. Deci o să propun, întâi să aprobăm ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc, deci o abține. Și mai am procesele verbale de la ședințele anterioare. Procesul verbal din 29 septembrie 2022, procesul verbal din 12 octombrie și procesul verbal din 8 noiembrie 2022. Cine este pentru? Mulțumesc, nicio abținere. Domnul primar, aveți cuvântul. Deci, la punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție a aparatului de specialitate a primarului Comunii Parinci, Județul Bacău. Aici știți că am mai aprobat ca să înființăm posturile pentru poliții locale. Deci s-au suplimentat statul de funcții posturile de poliții locale. Câte să mă zic, da? Da. Deci ca urmare a inițiativei noastre, așa cum știți, în septembrie la ședința ordinară am aprobat înființarea poliției locale. Am solicitat instituției prefectului județului Bacău, așa cum prevede legea, să ne comunice numărul de posturi alocat serviciul de poliție locale. Am primit ordinul prefectului, respectiv 3 posturi o să fie în cadrul compartimentului de poliție locală. După cum ați observat, ele sunt prinse compartiment distinct în organigrama Comunei Parincea. Sunt posturi de funcționari publici, polițist local cu statut de funcționar public, cu studii superioare și cu gradul de debutant. Urmează, așa cum v-am mai comunicat și în cadrul ședinței de comisii de ieri, va urma procedura de organizare concurs cu avizul ANFP-ului, așa cum prevede legea, probabil începând cu luna ianuarie, că deja suntem în decembrie, până trimitem la ANFP, până facem concursul și să avem în vedere și prevederea bugetară, pentru că fiind posturi noi, e vorba și de dotarea compartimentului și de ținuta salariaților și de salarizare. Și condiția principală este să fie prevedere bugetară. Da. Mulțumesc, doamna secretar. Dacă aveți întrebări la punctul numărul 1, atunci comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 2. Aveți favorabil. Mulțumesc. Cine este pentru? Mulțumesc, nicio abținere. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de exercițiu bugetară la data de 30 septembrie 2022. Dau cuvântul domnului contabil. Domnul consilier, bună ziua. După cum știți, după cum v-ați solicitat, în baza legii 273/2016 privind finanțele publice locale, organul de decizie are un afiur în document și prezintă contul de execuție trimestrial în vederea aprobării lor. Pe baza datelor din plată financiară la 30 septembrie 2022, execuția bugetului local de venituri și cheltuieli se prezintă astăzi. La partea de venituri, realizat 6.930.162,25 lei, față de 9.933.670 prognozat. În
procent de 61,53%. La cheltuieli, execuție 5.947.900,38 lei, față de 11.390.710, prognozat, un procent de 52,21%. Ca o precizare, și dacă vă întrebați că procentele sunt cam reduse, ce este de realizat este aferent obiectivelor de investiții. Și noi aveam și prevederi cu sume mari la masculul de încălzire, care se vor încasa, spre exemplu, în luna decembrie. Aceste capitole au făcut ca procentul nostru de încasare să fie relativ redus. La impozite și taxe, spre exemplu, încasările sunt destul de bune, pentru că avem la anumite capitole chiar depășiri la încasărilor, urmează la celălalt timp să atingem obiectivul. Deci ar fi, cred că, peste 90% încasările la impozite și taxe. Cam atât. Despre asta, dacă aveți întrebări. Mulțumim, domnule contabil. Nu avem întrebări. Comisia numărul 1. Abisfavorabil. Comisia numărul 2. Da. Comisia numărul 3. Abisfavorabil. Cine este pentru? Mulțumesc, nici o abținere. Trecem la următoare. Punctul numărul 3. Punctul de hotărâre privind implementarea proiectului îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția unei echipamente în comuna Palici, Județul Bacău. Aici am mai discutat cu tema asta, prin grad, unde suntem membri, au mai rămas niște bani. Și s-au împărțit bani pe fiecare comună care este membru în ea și e vorba de 17.200 de euro. Și fiecare comună face cu ea ce își dorește. Poate să facă mai mult, teren de sport, mai multe chestii. Noi am luat hotărârea ca să cumpărăm o vitanșă, pentru că avem canalizare, vedeți când depresează un pic și cu fostele astea septice și cetățenii n-au cu cine să facă un contract. Așa noi avem, cumpărăm un vitanșă care o agățăm după tractorul nostru, care l-avem, de 110 cai puteri, și putem să facem și servicii la gospodării cetățenilor și la instituții publice și la... și unde avem nevoie. Că chiar în ultimul timp, chiar ne-am confruntat cu problema asta, că se mai infundă canalizarea, și chiar am cheltuit niște bănuți, foarte mulți, pentru că trebuie să chemăm mașinile de la Bacău, care specializată a sfuda, curăța, căra, și chiar am cheltuit despre bani. De asta am luat decizia. Acum avem și stația noastră de evoluare, numai cu 20 de la noi în stație, să mai ducem la Bacău. Unii copii să chemăm mașinile din Bacău și să ducem la noi în stație. Mă gândeam, facem noi aici, pe plan local. Și domnul Mare, 70.000 de euro a ajuns pentru vitanță, nu? Deocamdată nu știu. Nu știu. Nu știu. Deci noi dăm hotărârea, valoarea, dacă o să fie mai puțin, sau poate să fie mai mult. Da. Dacă o să fie, o să mai punem noi ceva suplimentață, dacă nu. Dar noi ne trebuie să ne cadrăm banii ăștia să ne pierdem 70.000 de euro. Da. O să mai punem noi 1.000, 2.000, nu știu. Atunci, când îți poți să vină oferta, vezi ce ofertă primești, deci această vitanșă va putea fi folosită și de către cetățenii. Dacă sus, legea s-a făcut atât de astfel, că dacă ești obligat să ai fosă care se corespunde cu standardele europene și să ai contract. Așa dacă noi avem, pe raza comunei Palicea, noi trebuie contract, avem stații temporare și fiecare se poate lega, deci sunt obligați ca să legi la stația de ăsta la canalizare. Da? Dar celelalte localități, cum ce vom ajunge și acolo cu apă și care nu durează. Așa, prin vitanșa asta, noi putem să-i ajutăm și ei să vină și să facă direct cu noi contract, că nu sunt de vin și eu, bineînțeles, contract cost. Bineînțeles. Nu pe degeaba. Pe când se preconizează că se pot face contracte? Deci, în momentul când va ajunge utilajul și în proprietatea noastră, tractorul deja îl avem, da. Putem să începem să facem contractul și, în primul rând, să dăm voie de drumul la stația de epurare. Da. Deci, stația de epurare, preconizăm ca... Da, nu fiu... Așa, dar, după cum gândesc eu, dacă ne dă drumul la curent și am promisiune că ne dă drumul la curent, la stația de epurare, că acolo avem, nu știu, vreo 10 stâlpi care trebuie să-i monteze, dar ne-am promis că într-o săptămână îi montează și toți. O dat comandă, a trebuit ca în al decembrie să facem inaugurare. Deci, practic, de ce?
acordul cu fosele astea. Acum că este pentru noi aici, avem o modalitate prin care să le înscriem. Eu, de exemplu, am fost. Da, da, da. Trebuie să te scrii la... la primărie aici. Costel Taba s-a ocupat de ele. Am înțeles. Da. Pentru că m-a întrebat și pe mine și am zis să întreb și la rândul meu, dacă noi avem... Deci toată lumea care are trebuie să zic în care nu are, o să trebuiască să-și spună. Da? În afară și în Banice, că există... În satul Banicea nu. Satul Banicea nu. Nu pentru canalizare. Să duci la canalizare. Deci o să fie obligator, chiar dacă... Da. Dar tu trebuie să te fii legat la canalizare. Să-ți faci, cum așa fie, să fii legat la canalizare. Astea sunt legi, nu. Trebuie să ne iei în cazul în... Mai are cineva întrebări? Nu. Cum este numărul? Disfavorabil. Care este disfavorabil? Cum este numărul? Disfavorabil. Cine este pentru? Mulțumesc, nicio abținere. Da? Da. Da. Punctul numărul 4, cum dăm punctul la secretarii ca să ne... Da. Deci, după cum ați observat, am primit o solicitare de a încheia un protocol de colaborare cu Ministerul Muncii. Obiectul acestui protocol este dotarea compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate cu un calculator, o imprimantă și o tabletă. În ideea digitalizării României, deci pe parteneriat și cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, iar prin acest protocol se urmărește crearea unui sistem informatic integrat în domeniul asistenței sociale și domeniilor conexe, precum și îmbunătățirea activității serviciilor publice de asistență socială de la nivelul ATM-urilor. Deci, hotărârea este acordul nostru în ideea încheierii acestui contract de colaborare, iar la final, noi, respectiv compartimentul de asistență socială, va fi dotat în mod gratuit cu, așa cum spuneam, computer, imprimantă și o tabletă, unde se vor instala sisteme informatice de evidență a prestațiilor sociale, în ideea accesării la nivel național, deci dacă o persoană la Paringe este beneficiară de DMG sau de alocație suplimentară sau obține produse de astea COAD, orice serviciu din țară conectat la acest sistem va avea acces și observă că a primit de la o anumită autoritate aceste beneficii. Atât. Mulțumim, doamna secretar. Cine are ceva întrebări? Nu. Atunci comisia nu urmă. Comisia nu urmă. Până la urmă. Cine este pentru? Mulțumesc, nu știu. Punctul numărul 5 știu este. Și la punctul 5, da. Dacă cine vrea să scrie. Cine să scrie? Doamna Andrești. Doamna Andrești. Domnul Maram Gordeș, acum câteva luni în urmă și tot spuneam, poate reușim să cumpărăm un buldozer, ceva care să poată să niveleze drumuri, volanul, orice. Pentru că, în afară de faptul că condițiile de acum se mai poate circula. Dacă vine la iarna, și avem dâmburi care le avem testitate în fiecare de ușor care le avem, nu se mai poate circula. Avem o modalitate să includem genul ăsta de mașinării pentru la anul buget, pentru că avem câmpuri, avem... Suntem da? Vă știți că eu din fiecare an am cumpărat un traj, am cumpărat și ceva. Sunt și eu foarte interesat pentru un autobiedere, inclusiv care se fie pentru comuna noastră, că, cum să spun, se închinez la o părere că e 320 de ora. Da, dar nu ești mult de spus. Eu mi-am pus în rând mulți ani pentru un autobiedere, dar să vedem o funcție de buget pe care îl primim. Avem și cofinanțări multe, avem, deci nu e ușor ca să faci un buget. Cu câte probleme are noi la Paris. Da, dacă le luăm prin rând, pentru că chiar drumurile sunt chiar impracticabile și puțin astea cu cei care vor să meargă la câmp. Și acum să fim serioși. Am făcut anumite care, deci cei care merg la câmp, eu fiecare an am lucrat o vedere pe toate terenurile, unul din social și am spus. Dar nu ești făcut. Deci, la de exemplu, unde e deasupra la
ăsta, la Casa Maghiară, unde Casa Maghiară la deal, este, abia reușit să urc cu 4x4. Și îți dea gânduri așa cum ar răbunea să facă făcut la Nănești, vedeți, mă, Cavlat, nu-i. De acolo, acolo nu, nu se poate face zbucurat până la un led. Dar cu ce se poate? Acolo trebuie un buldozer, ceva, ceva mult mai de putere. La un led, nu mai nivelez un pic terenul, așa, nu poți ca să te-a pus carul mare de pământ cu el. Dar nu, s-au s-o format doar gânduri, cum au trecut tractoare, cum au trecut astea, eu, de exemplu, am avut o gurzii, la avea, trebuie să lăs mașina la baliu, să cazi să face cu cu spatele, că nu-ți nu prea mai are ca să zici că nu putem ajuta de asta. S-a pus că nu-ți spate. Avem un vizor de chestia cu scopul video, dar trebuie să vedem partea financiară care o care avem. De asta nu știu ca să vorbim acum înainte să intre bugetul, că știu că de mare avem, avem un buget și poate reușim să ne încadrăm cumva cu o finanțare, cu orice. Pentru că la drumuri, în mod normal, ar trebui să se includă și în PNRR. Pentru că asta, pentru făcutul drumurilor și orice ne poate ajuta la comună, știu că se poate include. Se poate face prin PNRR? Se achiziționează. De achiziționat, orice fel de, de utilaj. Nu există. Am să mă informez și am să... Nu ați citit ghidul. Deci, ghidul privede ca să cumpere utilaj, da? Și dacă vrei ca să faci pe fondul de, de la minister, acum nu-ți dă voie să cumperi decât un autovedere nou. Da? Și un autovedere nou, pistă 100 de mii de euro. Cel puțin, cel puțin, de la minister, nici nu interesează. Da, dar nu putem pierde 100 de mii de euro să blocăm un proiect care e alimentare de apă, canalizare. Da? Să luăm care ușor să-mi dea pentru un autovedere. 100.000 de euro, nu trebuie de multe 100.000 de euro pentru alimentarea cu apă și canalizare. Dar avem alimentarea cu apă și canalizare pentru pregăsire, pregătiți, avem SF-urile gata, avem toate avizile, avem toate studii, din copul, tot ce este. Sunt gata numai ca să dea drumul la PNRD, că vrem ca să punem că e alimentarea cu apă și canalizare pe sat, mânești și vlaci. Da, dar nu am legătură, pentru că noi vorbim de ministrul mediului și vorbim de ministrul transporturilor care deci, două... Prin PNRD, prin PNRD, deci... Ministerul Mediului, da? Da. Așa. Și să dă bani pentru alimentare cu apă și canalizare. Corect, da. Da. Totuși. De ce mă trimis la, la Ministerul Transportului? Pentru drumuri? N-am ce treabă. Nu are treabă. Ministerul Transportului se ocupă cu acea mult de ba, deci tu vorbești de Ministerul de ăsta, de Iar de Salini, de altul... Da. Nu, nu-i ce spune. Da, deci nu. Deci, pentru un autovet de nou, nu ați văzut că niciodată o să avem bani nici măcar de cofinanțare, da? El îți dă, dar trebuie să pui cofinanțare, nu știu cât la sute, 25, 30, 40 la sute. Nu, nu se există așa ceva. Mulțumim tot asta, pentru ca să facem... Mulțumim, da, unul din ăsta care să fie așa, cât își de cât, n-am văzut, am cumpărat ca unul merge spune de bine, n-avem probleme cu el, am cumpărat mașa de pompier, merge bine, n-avem probleme cu ea, cărăm piață, facem treabă, și n-am dat bani mulți. Deci n-am dat bani. Mai carată, domnule, pe mână de piață? Da. Da? Da. Deci am început acum cu Vladimir, am terminat Podul Roșu, mai avem partea asta, partea dreaptă spre Podul Roșu. După aia, este tot. Partea spre Ghilăgeșa de la Făcutul. Da, începe problema, când vin Dănește, vin Parincea, Vănei, toate partea. Spunea cu Dănește. Nu a fost făcută partea de Ghilăgeșa. Deci, nu v-a spus la Ghilăgeșa. Poate nu a ajuns până în capă. Deci, eu am pus piatră până sus. Deci, eu am pus piatră până hotar cu Dănește. Dar dacă, dar dacă acolo s-a cărat, nu știu câte sunt de metri cubi din lemn cu mașinile alea mari, normal că intră pe atrapă. Nu, dar nu este. Acum nu știu unde fi votat, dar cel puțin eu aseară am fost. Dacă votați cu mașinile alea... După pădurii sus... După pădurii, dar sus. Asta cum e votat. Nu, este domn primar, gram de piață, domn primar. A fost aseară, a fost. Deci, uitați-vă, am fost aseară, nu este gram de piață, dar de piață... Cum? Dar au fost... Ia vezi cu bonul. Să vezi că ai bonul, s-au pus piață, cum așa. Domn primar, bonul e una... Am fost la seara, domnul primar. Dar ea întreabă oamenii din sat să s-o pus piață. Domnul primar, crezi că am fost la seara, domnul primar. Întreabă oamenii când s-o pus ultima dată piață, prin interiorul ăla. S-o pus înainte să înceapă exploatarea din lemn. Da, ei, spunea și când s-o început exploatarea din lemn? Nu știu,
În septembrie. Dar putem pune de 5 ore într-un loc și în alt loc de 5. Terminăm și până ce crea. Da, am fost la seara, deci nu e că... Da. E bun, nu a fost o sau schimb bun șort. Mai avem întrebare de prima, dar mai... Nu prima, mai înlocuiți acum, știu, din proiectul cu lămpi. Mai înlocuiți lămpi, că am văzut că s-o ar fi arăstați la lănești acolo, e prima oară lampa aia. Nu arde? Nu. Da, o să dacă o înlocui, da, am zis, bă, mă, nu, deci... Nu înlocui, da, trebuie să facem o inventarță în genul exact cu care și nu arde acolo. Da, nu am mai schimbat. Deci ce-am avut din alea de... Da. Ultimul timp am mai cumpărat tot lămpi astea cu lămpi. Și ce-am lucrurit când o dat jos, nu te dau la jumătate. Nu ți-a fost bun, dar s-a mai înlocuit. Da, da, da. Da. Data trecută m-a întrebat doamna Dămor, de școală de navigare, cu PNRR. Da. Da? Am primit soluția. Da. Deci ne-au aprobat undeva la 13.000 de ani. Cu Pământul TV. 13.000 de ani pentru școală de navigare. Deci ne-au aprobat proiectul, e ok. Trebuie să-ți facem la licitație, să semnăm contractul cu ministerul. Bun. Dacă mai sunt întrebări? Dacă mai sunt, vă mulțumesc.